Proiectul, practic, este vorba de performanță, despre recunoașterea valorilor și despre descoperirea unor modele. Credem cu adevărat că am adus o schimbare de mentalitate cu privire la ceea ce înseamnă antreprenorul român, ceea ce înseamnă antreprenoriat în România. Pentru că aminte, discuțiile noastre inițiale erau legate de imaginea pe care un antreprenor o are în România, imagine care arată de terminologia patron, nu neapărat într-un sens foarte, foarte pozitiv. Iar acum mă uit după acești ani în care am fost și noi implicați împreună cu ceilalți parteneri din eveniment, că totuși cuvântul antreprenor are o anumită greutate, o greutate și o conotație pozitivă. Antreprenoriatul în România crește. Cred că sunt ambele componente. Cred că o componentă este cea a curajului și a dorinței de a face și o componentă iarăși importantă a școlii, a te uita în jur și a vedea exemple. Tocmai pentru că vorbim despre o piață dinamică și despre o lume care se schimbă foarte, foarte rapid, și atunci nevoile oamenilor sunt din ce în ce mai diferite și mai nișate, și asta e o oportunitate să simți nevoia din piață și să simți trendul și să încerci să faci ceva inovator ca să răspunzi nevoii respective, și asta o poate face doar un antreprenor. Este încurajator pentru cei care încep și au nevoie de curaj pentru a începe un business în România, pentru antreprenori. Apoi e un mod de recunoaștere și cu toții cred că avem nevoie de recunoaștere la un moment dat, și e un imbol pentru a merge mai departe, și faptul că efortul și poate rezultatele nu trec neobservate și nu se măsoară doar în contul din bancă. Pot exista numeroase definiții, dar din punctul nostru de vedere, un antreprenor de succes este cel care are ambiția de a reuși, este cel care, indiferent de circumstanțe, duce lucrurile mai departe. Principiul care ne guvernează în multe dintre situații este acela că hard work beats talent, și asta înseamnă că dacă vrei să faci diferența, nu trebuie doar să aștepți ca unele lucruri să se întâmple, ci din contră trebuie să faci totul și încă ceva pentru a atinge un anumit obiectiv. Evident, trebuie să ai un plan și să faci totul pentru a-l pune în aplicare. Din punctul meu de vedere, un antreprenor de succes, în primul rând, trebuie să aibă voință și putere, pentru că în spatele oricărui business este o muncă enormă care nu se vede, și este o muncă și sunt zbateri și sunt multe provocări. Cred că nu există o rețetă secretă sau o rețetă universală aplicabilă pentru a defini acest lucru. Până la urmă, un antreprenor de succes este un antreprenor care poate să lase moștenire și să lase cu adevărat un loc mai bun față de cel pe care l-a găsit. Cred că este una dintre diamantele neșlefuite în momentul de față din piața globală. Cred că România are un spirit foarte interesant și o cultură foarte interesantă și foarte propice antreprenoriatului. Cred că ne lipsește foarte mult know-how-ul despre cum să facem, cum să construim companii și cum să facem business. Oamenii tineri trebuie încurajați să înceapă un business, dar în același timp ar trebui și ajutați, învățați de oameni care au trecut prin asta, care știu ce înseamnă asta.